există pentru nativii balanța, acum gazde și de obicei gazde și în acest moment, gazdele planetei Venus, un lucru foarte, foarte frumos. Jupiter a trecut în semnul imediat următor. Sunt destul de impresionabili nativii balanță în perioada imediat următoare. Ei, din punct de vedere energetic, se ocupă de lucruri care cu adevărat îi potențează, îi vitalizează. Sunt foarte vitali, chiar dacă experiențele lor nu vin neapărat în firesc, într-un firesc. Sunt și experiențe care obligă la metamorfoză, sunt și experiențe care îi dau puțin peste cap, în sensul că trebuie să depună un efort mai mare pentru a rezolva anumite lucruri. Cu siguranță, nativii balanța au în continuare în destin un anumit proiect de provocator. Ei trebuie în permanență să se raporteze la ceea ce știu ei foarte bine că au de făcut și să urmărească un ideal fără să se lase influențați de potențiale greutăți sau la, mai ales în zona financiară, sau la situații care apar pe parcurs și care îi tulbură, pentru că au nevoie de sfaturi concrete, le-ar fi foarte util un sfătuitor în această perioadă. Ei au nevoie din când în când, pentru că Pluto acum nu le este tocmai prieten în semnul Capricornului, va intra și Saturn acolo, nu este neapărat zona cea mai favorabilă pentru ei, deci au nevoie de sfătuitori, pentru că toate schimbările care vor veni ca o dominantă în perioada imediat următoare, arată faptul că ei trebuie să-și folosească forța foarte constructiv, foarte util. Chiar și atunci când, să spunem, o situație pare a nu fi în destinul lor, dacă totuși ei trec prin acea situație, este clar că trebuie cel puțin să o gestioneze optim. Poate, repet, să spunem, intră printr-un concurs de împrejurări într-un proiect care pentru ei poate nu duce neapărat unde-și doresc. Dar numai faptul că participă la acel proiect pentru ei va fi o provocare și trebuie să demonstreze că pot. Deci tot ce li se întâmplă acum balanțelor are o conotație karmică, grație lui Pluto în semnul Capricornului, și ei nu trebuie să dea rateuri. Ei trebuie să fie foarte bine pregătiți, precum un soldat care trebuie să demonstreze că este bun acolo unde este și care este într-o misiune. Ei, putem spune că sunt într-o misiune acum, nu trebuie să abandoneze, chiar dacă, repet, s-ar putea la un moment dat să simtă că cineva profită de ei sau că nu sunt neapărat omul potrivit la locul potrivit sau că semnalele nu vin neapărat din zona pe care ei o așteaptă, dar chiar dacă ajută anumite persoane din umbră și ei nu se remarcă, chiar dacă, repet, intră în anumite situații care nu duc acolo unde se așteptau, totul este supervizat de sus și ei chiar trebuie să se afle acolo pentru a demonstra că sunt foarte buni în ceea ce fac, după care este treaba destinului cum îi recompensează, pentru că fără doar și poate nativii balanță vor fi recompensați. Și mai ales urmează o perioadă cu o multitudine de oportunități în plan financiar. Foarte frumoasă din acest punct de vedere, un potențial extraordinar în această zonă. Ce le dă forță? Forța balanțelor în perioada următoare vine din armonie, din a-și obține acel spațiu pentru exprimarea de sine și pentru încărcarea bateriilor. Balanțele este extrem de util să învețe nu numai echilibru dintre a dărui și a primi, dar și dintre a se apleca asupra nevoilor celorlalți, dar în același timp poate chiar să se izoleze pentru câteva zile și să stea ei cu ei în meditație, în relaxare, tocmai pentru a-și încărca bateriile și a avea claritatea și intuiția în ceea ce au de făcut în următoarea perioadă. Și extrem de benefic pentru balanță este să lucreze cu energia Arhanghelului Uriel, care este unul dintre cei mai puternici arhangheli și care este îngerul creativității, și tocmai îi va ajuta pe balanțe să aibă acel spirit clar în a ști exact ceea ce au de făcut. Și dacă au și liniștea sufletească să aștepte rezultatele, pentru că de multe ori li se va părea că nu s-au dus în direcția corectă, că poate nu au făcut ceea ce era bine de făcut sau nu au făcut destul. Nu, dacă intuiția le spune să o ia pe un anumit drum, să meargă în acea direcție. Mergem mai departe.